Faptul că pe unele dintre străzile municipiului Medgidie se circulă mai rău decât pe ulițele de la sate nu mai este un secret pentru nimeni. Însă ceea ce nu știți este că în 2 ani la Medgidie ar putea fi dată în folosință, atenție, o pistă de Formula 1. În ochii autorităților locale, circuitul de Formula 1 ar prezenta numeroase avantaje. Însă cum au primit cetățenii această veste? La Medgidie? Pe foamea asta. Și altceva mai bun? Dă locuri de muncă pentru tineret, pentru astea? Dacă dă, e bine. Păi asta ne mai trebuie, pista de Formula 1, care avem de toate. Păi cine vine să concureze? Schumacher aici? Never. Conform edilului Medgidie, în urma realizării circuitului și a utilizării acestuia în competițiile sportive, Medgidie ar atrage circa 20 de milioane de euro pe an.